Mai mult ca atât, eu le-am spus și atunci când au fost. Noi avem 28 de comitete. Le-am spus, nu aveți decât să vă adresați, să vorbim. Dar accentuez încă o dată. Noi vorbim de datoriile apărute în urma consecințelor situației din 2022. Dar ei vorbesc inclusiv de datoriile anterioare. Nu, dar nu vorbim despre datorii istorice de 100 de ani. Înțelegeți? Ei sunt obligați să le plătească în termen. Exact. Și trebuie să ai respect pentru oamenii care fac bani. Cum îți respecti banii tăi, trebuie să-i respecti pe toți oamenii care îți lucrează. Pentru că foarte mulți din cei care aduc și importă astăzi aceste îngrășăminte și etc., în afara faptului că îi creditează pe agricultorii din Republica Moldova, fără dobândă, fără nimic, îi creditează, le dă și motorină și îngrășăminte și cumpără pe banii lor și au și diferențe valutare, ei la rândul lor sunt agricultori, în primul rând. Deci toți, marea majoritate a importatorilor sunt și agricultori. Agricultori mari, au mii de hectare de pământ, marea majoritate dintre ei. Deci noi trebuie un pic să ne învățăm în Republica Moldova să ne respectăm și să respectăm pe toți ceilalți cu banul lor. Trebuie să-i respectăm. Adică nu există că eu sunt extrem de important și toți ceilalți nu valorează absolut nimic. Dar aveți ceva date? Care este situația privind datoriile anterioare? Nu am niciun fel de date, dar eu de fiecare dată am accentuat că noi vorbim despre datoriile din acest an. Au venit, spre exemplu, importatorii de inputuri. Au fost la minister, am avut cu ei ședință, le-am propus, apropo, să-și facă o asociație ca să fie mai ușor de vorbit cu ei și de lucrat cu ei împreună. Vorbeam cu ei, îmi spun așa, domn Bolea, noi înțelegem, 2019 a fost un an secetos, un pic așa, 2020 a fost drastic. Noi am ținut piept și 19 și 20 și de-abia în 21, 3 ani de zile, de-abia în 21, marea majoritate de agricultori s-au achitat cu datoriile, s-au achitat cei de bună credință. Au fost care nici n-au vrut să audă, n-au răspuns la telefon și n-au achitat datoriile lor. Eu de ce trebuie dacă tu nu ai bunul simț să-ți achizi datoriile când tu ai avut anul trecut un băț uscat, îl puneai în pământ și o rodea porumb din el. Înțelegeți? Numai leneșii nu au avut pline toate ambarele și depozitele cu cereale. Și bine, cu că au fost ploi și da, exact, a fost un an bun. Exact. Păi nu s-au achitat. De ce nu s-au achitat cu datoriile de anul trecut? Anul trecut, de ce nu s-a achitat? Eu nu pot pune cuvânt pentru nimeni, pentru că eu am respect pentru toată lumea care se ocupă cu aceste lucruri. Haideți să vedem acum cum ăștia care se fac importuri, când au introdus Ucraina embargoul la tot ce înseamnă importuri și tranzitarea Federației Ruse, zeci și sute de vagoane au fost rambursate înapoi, zeci de mii de euro, pierderi financiare, după care s-au început prin ocol, pe mare, au venit prin Gruz, Georgia, numai ei știu cum au ajuns corăbile astea în Republica Moldova cu aceste îngrășăminte. Este o activitate economică. Este o activitate economică. Și acești oameni plătesc bani. Au credite, plătesc dobândă. Noi de ce nu trebuie să-i respectăm pe ei? Care ar fi...